Bună ziua, bine v-am găsit! Socialdemocrații și liberalii au negociat fiecare articol din această ordonanță de urgență până aproape de momentul în care a început ședința de guvern. De altfel, ședința executivului de astăzi, de aici, de la Palatul Victoria, a început cu o întârziere de 3 ore. Era planificată pentru ora 15, însă s-a încheiat undeva la ora 18, în momentul în care au ajuns la un acord cu privire la cum va arăta această ordonanță de urgență a executivului. Vorbim în primul rând despre noi prețuri plafonate la energie electrică pentru populație, dacă consumul lunar este până în 100 de kW pe oră, 0,68 de bani cu tot cu TVA vor plăti aceștia, iar dacă consumul lunar este între 100 și 255 de kW pe oră, 0,80 de bani vor trebui să plătească cu tot cu TVA. Pe de altă parte, dacă consumul lunar este peste 255 de kW pe oră, rămâne prețul de piață. Există noi prețuri plafonate și la energia electrică pentru firme. Haideți să vă dau câteva exemple în această situație. Vorbim înainte de toate despre IMM-uri și firmele din industria alimentară și instituțiile publice, care vor plăti un leu pe kilowatt-oră doar pentru 85% din consum. Pentru restul de 15% vor trebui să achite la prețul din contract. Există însă aici câteva excepții. Vorbim despre spitalele publice și private care au un consum integral plafonat la 1 leu pe kilowatt-oră. Totodată e o noutate vânzarea succesivă a unor cantități de energie către traderi cu scopul de a mări prețul. Se sancționează cu 5% din cifra de afaceri, iar această sancțiune o va da Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. În final, vreau să vă spun că această ordonanță de urgență, atât de dezbătută în coaliția de guvernare, a ajuns pe masa executivului și e discutată chiar acum în ședința de guvern cu acea taxă de solidaritate pe care au cerut-o socialdemocrații, va fi în cazul în care prețul depășește 450 de lei pe kilowatt-oră, iar banii adunați din această taxă de solidaritate vor fi incluși într-un fond de solidaritate, într-un cont deschis la Ministerul Finanțelor Publice. Premierul Nicolae Ciucă spunea în această dimineață, atunci când s-a reunit Comitetul Interministerial pentru Energie, că își dorește ca acest cadru normativ, ordonanța de urgență, să fie adoptată astăzi. Pentru că toate măsurile de protecție a populației față de prețurile uriașe la energie și la gaze vor fi aplicate până în data de, atenție, 31 august 2023. Adică timp de un an, prețurile vor fi în continuare plafonate și vom avea parte de acea compensare. E o măsură pe care au negociat-o destul de mult liberalii și socialdemocrații, iar la finalul ședinței de guvern, care acum e în desfășurare, ne așteptăm la declarații și la explicații suplimentare pe care le veți vedea în direct.